Aceasta nu este o autostradă nouă. Este o autostradă veche, dar bine întreținută. Nici asta nu e o autostradă nouă, dar e departe de standardele de a fi numită autostradă. Foarte prost marcată și semnalizată, iar griul de pe suprafața asfaltică este doar praf. Praf care pe timp de ploaie sau vreme umedă se transformă într-o mâzgă care mărește suprafața de frânare. A doua zi, pe lumină, am observat că și pe parapeții autostrăzii A1 din România există ochi de pisică, roșii pe ambele părți ale drumului și parafinoi. Doar că sunt lipsiți de reflexivitate. Probabil că au fost cumpărați de la Angroul Europa, la cel mai bun preț, așa cum se licitează în România, iar cei care fac recepția lucrărilor au și ei ochi de pisică. În 2019 au avut loc 4.421 de accidente soldate cu decesul la 894 persoane și rănirea gravă a altor 4.200. În 2020 au avut loc 3.637 de accidente soldate cu decesul la 812 persoane și rănirea gravă a altor 3.344. În 2021, numai până în iulie, au avut loc 2586 de accidente, soldate cu decesul la 932 persoane și rănirea gravă a altor 2004. Milioane de euro se pierd anual prin daune materiale, cu spitalizarea, cu concediile medicale, cu repararea vehiculelor implicate în accidente, însă cu repararea infrastructurii afectate mai puțin sau deloc. Securitatea rutieră nu înseamnă doar mașini bengoase, ci și infrastructură rutieră, marcaje de calitate, întreținere. Parte din autostrada A1, între Vâlcea și Deva, este mai bine semnalizată, însă am dat în câteva găuri, că am crezut că rup mașina. Domnule ministru al transporturilor, înțelegeți ceva din acest video? Sau nu aveți cunoștințe de siguranța traficului? Sau poate nu vă pasă? Și aș îndrăzni să întreb de ce ieșirile de pe autostrăzile din România nu sunt numerotate. Vă aștept la mine, ieșiți pe ieșirea 79 și de acolo vă preiau eu, în caz că nu vă merge GPS-ul. Și când te gândești că unii sunt mândri că sunt români, dar nici n-ar merge la vot. Iar dacă merg la vot, votează tot cu cei ce au distrus România în ultimii 31 de ani.